În anul 2014, conform protocolului recent parafat, angajații complexului energetic Oltenia vor beneficia de 10 tone de cărbune. Cei care nu folosesc pentru încălzire cărbunele vor primi bani din partea CEO. Părțile semnatare se angajează ca în luna octombrie, în baza analizelor economico-financiare, să stabilească compensații de altă natură, inclusiv financiare, pentru salariații care folosesc alte surse de încălzire decât cărbunele. Pentru salariații complexului energetic Oltenia S.A., care domiciliază în municipiul Motru și beneficiază de servicii din partea SCU ATA Motru, se pot compensa datoriile acestora către asociațiile de proprietari și sau SCU ATA Motru la nivelul unui preț pe tonă egal cu prețul mediu de producție la nivelul societății comerciale complexul energetic Oltenia S.A., în limita celor 10 tone acordate. În același protocol se precizează că angajații CEO vor beneficia și de prima de Crăciun. Părțile se angajează ca în luna octombrie 2014, în funcție de situația bugetară, să stabilească cuantumul și modalitatea de acordare a primei de Crăciun. Ion Rușeț, vicepreședintele Federației Naționale a Sindicatelor din Electricitate Univers, a declarat că prima de Crăciun se va acorda fără a se ține cont de pachetul de performanță. Noi am încheiat la finalul acestui săptămâni, mai precis în ziua de ieri, acest protocol în care am reglementat acordarea cotei de cărbune în cuantum de 10 tone pentru toți salariații, cu posibilitatea că dacă această tonă, dacă această cantitate de cărbune nu este ridicată, în luna octombrie să discutăm de alte compensații în echivalentul acestei cantități, fie financiare, fie de altă natură. Am discutat de asemenea că în luna octombrie să dăm despre cuantumul premiei, dar o să fac precizarea că în opinia noastră și opinia care este îndepărtită, dacă n-am reușit, pentru că n-am reușit să negociem alți indicatori ai pachetului de performanță, în anul 2014 nu există pachet de performanță. Deci prima de Crăciun va fi dată necondiționat de acest pachet de performanță. În termen de 5 zile de la semnarea protocolului se vor stabili cu exactitate modalitățile de acordare a cotei de cărbune.